Județul este frunta și în ceea ce privește rata șomajului, însă se caută soluții pentru eliminarea acestor deficiențe. O astfel de activitate li se pregătește celor care vizează un post vacant. Mehedințenii care încă nu lucrează își pot găsi un loc de muncă și asta deoarece AJFM Mehedinți organizează o nouă ediție a Bursei Locurilor de Muncă. Aceasta va avea loc la hotelul situat pe Bulevardul Carol, în apropierea teatrului. Vorbim de locuri de muncă din partea angajatorilor care operează în industria prelucătoare, în domeniul construcțiilor, transporturi, comerț, alimentație publică, în domeniul bancar, în domeniul asigurărilor, în domeniul industriei ușoare și foarte multe activități de prestări servicii. Există oferte și pentru persoane cu studii superioare și pentru persoane cu studii medii, atât pentru muncitori calificați, cât și pentru muncitori necalificați. Tânărul din imagini este în căutarea unui loc de muncă și susține că târgurile de oferte sunt cât se poate de binevenite pentru cei care doresc să se angajeze. Însă, cum economia județului este pe butuci, cam nimeni nu mai speră la un salariu decent. Ce loc de muncă ați viza? Tâmplărie. În domeniul respectiv am și terminat. Și aveți experiență în acest domeniu? Un minim necesar de experiență. Cât privește nivelul de salarizare din Mehedinți? Având în vedere că este al doilea pe țară Mehedințul ca rata șomajului, este foarte scăzut. Deși reprezentanții AJFM au găsit destule oferte la astfel de întruniri, participă de obicei asistații social trimiși obligatoriu de către primari să-și găsească un job. Puțini sunt cei care vin din proprie inițiativă. Bursa generală a locurilor de muncă va avea loc pe 20 aprilie, începând cu ora 10.